Eroii care și-au pierdut viața pentru o țară liberă au fost pomeniți astăzi și în piața Palatului Culturii din Iași. Slujba parastasului pentru victimele Revoluției a fost oficiată de Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. În cadrul evenimentelor din decembrie 1989, la Iași au fost ucise 16 persoane și alte 18 au fost rănite. În memoria victimelor, în piața Palatului Culturii au avut loc astăzi un ceremonial religios și unul militar. Slujba de pomenire a eroilor care au luptat pentru libertate a fost săvârșită de Înalt Preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan. La eveniment au participat autoritățile locale, revoluționari și membrii ai familiilor celor trecuți la Domnul. Într-o asemenea zi, cred că se cuvin a fi împlinite două lucruri. Pe de o parte, rugăciune către Dumnezeu pentru odihna sufletelor celor care au plecat prematur atunci în veșnicie și a celor care i-au precedat din 1945 în lagăre, în închisori, cei care au pătimit în diferite forme. Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, încercarea noastră de a înțelege dorul și așteptarea celor care au plecat sau jertfit în decembrie 89. Și cred că istoria noastră de 3 decenii și ceva se împarte în două. Au fost multe lucruri frumoase, slavă ție, Doamne, pentru aceasta, și acestea sunt în conformitate cu dorurile și așteptările celor care s-au jertfit atunci. Pe de altă parte, avem și lucruri care nu sunt frumoase, chiar urâte, și acestea constituie o trădare a idealurilor pe care cei din decembrie le-au avut. Să ne aibă Dumnezeu în paza Lui, ca să ne înscriem cât se poate cu toate slăbiciunile noastre în linia și așteptarea și dorul acelor oameni, bărbați și femei, care au plecat la Domnul și poate acolo, din veșnicie, nu poate, cu siguranță, așteaptă de la noi atitudine corectă, adică încadrare în așteptările lor. De asemenea, astăzi, la Sfânta Liturghie săvârșită la Catedrala Mitropolitană, clericii au înălțat rugăciuni pentru cei care au trecut la cele veșnice în timpul evenimentelor din decembrie 1989.